Bună, Mării! Bună, Marin! Iacă începem o serie nouă cu pocărăirii. Și acum m-am gândit de la ce să începem întâi. De la pâinea noastră cea de toate zilele, adică numai a lui Marin. Că numai Marin mâncă așa pită. După receptul lui Marin și al lui Ionel Bia. Mării, acum tu spune-ne ce faci și cum o faci. O fac cu făină integral. De ce avem nevoie, Mării? De făină, jumătate de kilă. Acum poate fi mai puțin, trebuie. Acum vedem cât iasă la urmă. Mării, în făină asta și-am pus, că nu-i numai făină, făină. Am pus 2 kg de săcară, 1 kg de ovăz, 1 kg de heldă, 1 kg de integral de grâu și 1 kg de făină de cucuruz. Da. Și tot ce le-au mestecat, da, și atunci și le-am pus am de niște ori și acum în frigider. Cât și atunci mai? A... jumătate de kg de când? Aici ai jumătate de kg. E, da. Acum... Dar cred că nu îmi trebuie jumătate de kilo. Mai rămâne. Drojdie. Da, un pachet. 42 de grame. Sare. O lingură. Am pus de Himalaya. Și apă. 600 de mililitri. Aici am pus 2 linguri de ulei de măsline, 3 linguri de susan, 2 linguri de sămânță de in, 2 linguri de chim, 2 linguri de chia, 2 linguri de mac, 3 linguri de sămânță de ludaie. Bun. Și 3 linguri de sămânță de floare soarelui, năprăjită. Punem apa, călduță să fie. Apa se pune cam ca la pite, nu? Da, da. Drojdie. Să topească. Și acum toate ce le punem, la urmă vine făină. Sare. Mai întâi pune sămânțele. Sămânțele, da. Și uleiul las la urmă cu făina. Tot ce le miască cu un loc. Ce fain miroasă chim. Asta e o pită bună. Tare, Marin mâncă în toată dimineața un dărap și are destul toată ziua. Bine, chimul se pune și deasupra prăpită. Chimul și susanul. Numai lui Marin îi place înăuntru să-l simtă. Asta nu e ca pătura ta, acră, Mărisa. Da. Asta e o pită neagră? Da. Acum cât e de sănătoasă? Sărată.
pun un pic. Oloiul de măsline. Da. Așa. Și asta am 2-3 săptămâni. Din două piți. Iasă două piți. Iasă două piți. Poți fi ai o lună și ceva. Da, dragii mei. Atâta pite mâncă mai zis. De-aia poate merit să o fac. O țin la frigider, că așa nu poți să o ții. Da. Eu iară cu mâna mi-e stac. Nu-i bai. Nu-i bai. Așa mi-i dă mână. Că nu mâncă altul, numai Marin mâncă. Și n-are afacere. Mâna e mână, energia la mână, Mări. Câtă făină o mers, Mări? Jumătate de kilă. Mări și-o negrit. Ca spre șenile lui Marin. Pun restul de ulei și mi-a rămas. Ca să tot să o iau compoziția de prăblit, să nu rămână prăblit. O las un pic la dospit până pregătesc aștele două cipsii, până pun hârtie, până asta, și atunci o pun imediat în cipsie și o las în cipsie să năcrească pita. Dar nu crește înaltă numai. Vedeți, prăparcurs. Pun hârtie ca să nu mai ung eu. Așa, cu o hârtie de copt. Și acum, când o bagi la foieri, la dobă, da? Cât o lași aici? O lași 10 minute sau... Până n-o bag? Da, până n-o bag. Da, să crească el, m-a rămas jumătate. De, bun, aia da, azi, că să o să da. Împart în două. Acum tot îl chicesc. Dacă vieți mai de câți ani, Mării, Marin, nu mai mâncă pita albă? Pa nu știu, este 2-3 ani. Ani de când, din meniu, nu mai mânc pita albă, nici de cum. Tot m-am învățat a mânca gol și Mării ia că de fruștuc. E ca la pădure, când a fost atunci, i-am cumpărat de la Duchean, da, da, da neagră, cu sămânță. Ma da. Nu-i o plăcut-o. Nu-mi place. Uite ce fain o aranjat-o. Așa. Acum asta la altă.
până nu am pus chia în pită, a fost mai moale, chia absorbe apa. Aha, aha. Ai văzut cum chia se umflă? Pur și chia, dar și macul mai. Păi numai macul nu se umflă, nu. Nu se umflă nu, ca chia. Nu. Aceea ia. Ai văzut și în iogurt când îl pui da. Chia. Că chia îi, eu spun că nu mănânc pită, dar în iogurt am cașă anume făcut, iar aia o să vă arăt pe parcurs cum se face și pune mării câte o lingură dimineața și o lingură seara. Ala iar e în loc de pită. De aia o să vă arăt pe parcurs. Moi mâna în apă ca să nu se prindă. Că nu îi felește nimic la asta, că la pită îi trebuie apă. Dragile mele, gospodine, pita asta e ca bâtul. Să nu gândiți că vă vine bun. E bun, când ce înveți, e bun, Mary. E așa? Eu nu am probit. Am probit așa când am scos-o din dobă, miroase, fain. Poate atâta să mânțe, Mary. Da. Acum o lăsăm să crească. Bun. Cam să fie așa, uite, de un deget. Să ne crească. Îi trebuie cam cât? Jumătate de oră la căldură. Cât e căldura la noi în sobă acum? 25. Marino a trecut jumătate de oră și uite cât s-a înnăcrit. Și acum e pregătită de? De băgat în dobă. Acum mai încă până se încălzește dobă, mai 15 minute până se încălzește dobă. Acum aprind doba la tare. Până se încălzește. Și iar o astup. Acum au trecut 15 minute. Hai să s-o fain, să s-o... ce fain miroasă! Mă zic să nu sufli mușii! Nu, uite! Da, s-o astâns, s-o bag la cuptor. Și acum suci la bum? Da, o suc la 170. Mm-hmm. 70 o las 45 de minute. O oră, cum am depinde. Bun. Așa că ne vedem după oră. Eu mi-am da. Plimbat. Da. Ai drum bun. Marin, a trecut o oră și hai să vedem ce am făcut. E, așa arată copt. Adică un fial mări de trușneac. Asta e pită ca feramida. Da, e bună la gust. Am făcut odată și numai într-o cipsie. Bun. Și a ieșit mai groasă. Și lui Marin nu i-a plăcut, că e prea groasă. Așa că când îi tai o fălăuță,
E, acum mării tai tot așa de rabili. Așa îi fruștocul marin. Asta și un nou și clisă. Uite, îi super. Nu-i moale, nu-i, îi copt. Să nu mai rup. Uite, nu i-a luat, uite. Super. Fain, fain. E bun, Marie. Și rompă e. Colțul. Super. O ieșit super. Fain. Bun. Mulțumesc frumos, Marie. E, acum, de aici ne ia să... Nu știu. Vreo 18, mi se pare că. Bucăți. Dintr-una. Ce rămâne să le spun? Mulți ani frumos de vizionare. Acum și dați de... like! Măi, măi. Like! Și, acum... și să vă abonați! Și să probească rețeta asta și atunci aia când ne mai scrie în comentarii da. De tare le-a plăcut, măi. Da. E super, e bună și de sărat și tot.